Pornită. Bun. Până am înnecat că încercăm să facem problema asta, e a treia tentativă de a o porni. Sper că de data asta să nu mai fac calculatorul figuri. Deci, Maria are 33 de plicuri, eu am 41 de plicuri. Vrem să facem un număr de căni de ceai egale, câte faci tu, atâtea să fac și eu, având posibilitatea să punem 2 sau 3 plicuri, până epuizăm plicurile. Care sunt soluțiile? Care sunt variantele? Deci, în asta constă problema. Să consumăm toate plicurile, tu 33, eu 41, și la final să spunem că avem un număr egal de căni cu ceai. Așa că te rog să pornești tu problema, spre să încercăm. Am văzut cum v-am făcut jumătatea, numărul trebuie să fie mai mic decât triplu jumătății. Jumătatea este 12, cât este? 16, nu? Mm-hmm. 33. Și de 3 ori 16, am zis 41 să luăm. Deci numărul trebuie să fie mai mic decât numărul 16 ori 3, care e 48. Așa am respectat acest lucru și suntem gata de treabă. Cum procedăm? Întâi facem diferența. Așa. Deci, 41 minus 33. Da. Este 3. Vorbește tu, condu-mă de acum. Este 3 în 11 de 8 ori. Deci rămâne 8. Nu, 3 în 11. 3 din 11 rămâne egal 8. Și atât. Da. Da? Deci vom avea eu care am mai multe plicuri, deci am 8 plicuri la dispoziție în plus. 8 sunt în plus. Adică la mine 41 ăsta înseamnă 33 plus 8. Așa că eu voi începe să pun câte 3 plicuri, nu? Da. Câte variante o să avem de 3 plicuri eu? Exact 8, da? Da. Din ce motiv? Pentru că plicurile în plus înseamnă să dau față de tine câte un plic la fiecare cană. Și atunci, fiindcă eu am 8 plicuri în plus, ca să le consum față de tine, voi avea 8 căni. Deci voi avea așa. Tu ești Maria, desenez 8 repede. Sigur, mă gândesc să pun puncte. Câte 2, 2, 2, 2, 2. Asta este a 8-a cană. Și dedesubt, asta e Maria. Iar Bubu, vorbește tu, pune câte 3. Am pus. Da, deci câte 3. Și gândește la pașii următori. Deci eu pun cele 8 cu roșu ca să fie cât mai sugestiv. Cele 8 în plus. Le distribui la câte o cană și până în clipa asta sunt 8. Am păstrat egalitatea. 8 ai tu, 8 și eu. Tu ai consumat câte ai consumat tu până în clipa asta? Câte plicuri în cele 8? 16. Deci 8 ori 2 egal 16 consumate de tine. La mine câte au fost consumate? 8 ori 3, 24. Corect. 24.
în mod sigur nouă ne-a rămas un număr egal. Să scădem din, tu din 33 pe 16, deci 33 minus 16 egal cu 17. Da? 6 din 13. E bine? 6 din 13, 7. Da, e bine. Ce-am și eu calculul. Deci 17, tot 17 trebuie am și eu, obligatoriu. Deci din 41 scad pe cine? 41 minus 24. 4 din 11, 7. Deci 17, cum spuneam, am și eu. Din clipa asta avem un număr egal de plicuri pe care trebuie să le distribuim în diverse variante, punând câte 3 și câte 2. Care ar fi formele? Hai să vedem. O primă soluție ar fi să pun un 3, un 3, câte au mai rămas din 14, câte pliculețe, dacă am consumat 3? Din 17. Din 17, 14. 14. Și atunci, 14 câte 2, nu? Înseamnă 7, încă 7. Deci, 2, 7 și 1, 8. Deci, în total, varianta ar fi de 8. Tot așa am distribuit și eu, ca să fie același număr de căni, că nu am altă soluție. Asta ar fi o soluție. A doua soluție. Să începem treaba cu... Oare să începem cu 2 de 3? Ar merge? Cât ar face 2 de 3? Două de trei va face 6. 6 pliculețe, da? 6 pliculețe, 6 din 17? 9. De 6 din 17, 11. Nu? Că da. Din 17 scădem pe 6, 11. Cele 11 nu le putem pune câte 2. De aceea varianta ar să fie corectă cu câte să începem. Cu 2 de 3 nu-i bine. Deci începem cu 3 de 3. Ce consumăm așa? Câte plicuri? 9. 9. Și din 17, 9 scădem. 8. 8. Mai avem 8 împărțite la 2. Mai trebuie să punem încă 4, nu? Da, dar după aia nu ne-a rămân. Păi n-am consumat pe toate 17, ia să vedem. 9 și cu 8, 8 și cu 9, 17, că 2, 2, 2, 2, 17. Câte că ne-am avem de data asta în soluția a doua? Pornim cu 3 de 3, înseamnă că nu mai cred că mai avem 8, că am consumat mai multe pliculețe. Cred că avem numai 7, ia să vedem dacă e bine. Sunt 7 căni aici. Ia vezi dacă sunt 7. Trei aici și cu 4, 7. Da. Observăm că ori avem un 3, ori avem 3 de 3. Și o altă variantă ca soluții ar fi să luăm câte de 3 pentru start.
4. Dacă luăm 4, fac 4 ori 3, 12. Și din 17, dacă scriem pe 12. 5, dar nu putem... Și nu le putem împărți pe urmă câte două. Deci de aceea o să luăm 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Observăm că avem 5 de 3 și una singură, că 5 ori 3 fac 15, și una singură cu 2. 5 de 3 și una cu 2. Mai ai vreo altă variantă?5 de 3 le-am pus. Am epuizat asta, 5 de 3. Da. Am avut una singură de 3 și 7 de 2, 3 de 3 și 4 de 2, și aici este, deci am zis 7. Și iată că cam atât, că de acum nu mai am... Depășește. Dar depășește numărul de 17. Noi 17 pliculițe am avut de epuizat, de terminat. Și aceasta este a treia soluție, în care avem în total câte să zicem, căni făcute de data asta? 6 căni. Deci sporind numărul de pliculețe de câte 3, de fapt scade numărul de căni, pentru că din 2 căni de 3, de fapt înseamnă 2 de 3, 6, 3 căni de 2. Și în felul ăsta ne-a scăzut. Iată, acestea sunt soluțiile, Mărica, în momentul de față. Și hai să zicem așa, soluția 1. Soluția 1. Pentru Mărica, să vedem ce răspuns are ea. Avem odată 8. 8 de 2, nu? 8 căni ori 2 plus mai departe încă 7 de 2, deci vine, aș spune așa, 8 căni de 2 plus 7 ori 2 și plus 1 ori 3. Calculul ar fi pentru tine 8 cu 7, 15 ori 2, 30. Deci 30 plus un 3 și fac cât? 33. Cât ai avut tu? E perfect. 33 și acum le numărăm în distribuție. Sunt 8 de 2 și cu 7, 15 de 2. 15 ori 2 plus, deci 15 de 2 și una de 3. Asta este distribuția ta. Iar al lui Bubu, în felul următor. Să urmărim. Câte sunt de 3? Pentru start, la egalitate cu tine a fost. 8 de 3, nu? Le vedem. 8 da. De 3 plus soluția 1, care e comună și pentru mine. Adică plus 1 ori 3 și plus 7 ori 2. Deci 8 și cu 1 fac 9 de 3. 9 căni de 3 plus 7 căni
De 2. Și îmi dă, într-adevăr, 27 și cu 14, 41. Am epuizat și eu. Deci 41. Și distribuția pentru mine este așa, cum am și spus mai devreme. 9 de 3. Deci înseamnă așa. E să vede de aici. Aproape că nu mai trebuie să scriu. 9 de 3 și 7 de 2. 9 cu 7, 16 căni. Da? 9 și cu 7, 16 căni. Cum de fapt ai și tu, tot 16 căni, dacă le numărăm. 15 și 1, 16 căni. Căni. Și eu tot așa am 16 căni. Cu distribuția 9 de 3 și 7 de 2. Asta e soluția întâi. Soluția a doua, vorbește tu despre soluția a doua. Imediat. Și să știi că ai zis 30 plus 3 egal cu 30. Cum? Ai zis 30 plus 3 egal cu 30. 30 plus 3 egal cu 33. Foarte bine că mi-am amintit. Mi-ai punctat. Sunt aceste greșeli care trebuie eliminate, știi? 30 plus 3 nu fac 30 și fac 33. 33 așa a fost numărul de plicuri la tine. Deci, corect. Zim la tine acum soluția a doua, te rog. Pentru Mărica, tot așa, 8 ori 2, nu? Că avem... Scriu. Ok, gata. Deci, soluția 2. Da. Hai că ești trunchi comun. Până aici e trunchiul comun. Opt ori. Da. Opt ori. Păi Măriuca, câte are Măriuca primele opt? De două. Păi câte două nu sunt? Să văd aici, câte două. Deci 8 ori 2 plus trecem de barieră și ne ducem la soluția 2 și vedem aici. Trei de trei, deci plus... Trei ori trei și plus? Plus trei ori doi. Plus câte mai sunt în continuare de două? Trei ori patru. Nu, doi ori patru. Sunt câte două puse, nu? Doi ori patru. Plus doi ori... 2 ori 4. Și egal cum? Deci câte 2? 4 ori 2, hai să zicem, ca să fie mai clar. 4 ori 2. 4 căni ori câte 2. Deci câte 2? Vine 8 și cu 4 face cât? 8 și cu 4? 8 și cu 4...
32. Nu, 8 cu 4, 12, nu? A. 8 cu 4, 12. 12 ori 2. Deci 12 când? Câte 2? Plus 3, câte 3? Și cât face în final? Calculul? Să vedem dacă ajungi la 33. Pentru tine. Dacă îi pui la plicurile. 24. 24 plus 9. Plus 9. 33. Faci 33, deci ești foarte fericită că ai epuizat numărul de plicuri. Toate plicurile ai epuizat. Și câte căni ai în total? 12 aici, mai 3 aici. Deci, în total, 12 și cu 3 egal câte căni? 12 ori 3. 12 și cu 3 ăsta. Deci, 12 căni de câte 2. Pe total traseul tău, al lui Maria. Pe total traseul al lui Maria, avem 12 căni, 8 până aici de câte 2. Și cu 4 aici, 8 și cu 4, 12. Da? 12 căni. Și 3 de 3. Deci, în total, numărul cănilor este de 12 și cu 3, cât face căni? 15 căni, da? 15 căni. Deci, Maria, în varianta acestei soluții, a doua, cu distribuția de 12 căni de 2, și 3 de 3, realizează 15 căni. Ia să văd dacă mie mi se întâmplă la fel. Tot 15 căni trebuie să ajung și eu. Ce distribuție să o luăm pe partea asta la Bubu? Opt ori 3, nu-i cu trunchiul comun. 8 ori 3, da. Plus... soluția 2, pe acolo ne ducem, plus 3 ori 3, da, plus 3 plus 2, nu? 4 ori 2, da, și egal cu 8 căni de aici și cu 3? 8 și cu 3. 8 plus 3? Da, 8 plus 3. Deci și sus am făcut 8 plus 3, nu? Deci 8 și cu 3 fac 11 ori 3. Ca și cum aș spate pe 3 în factor comun și bărbatul 8 plus 3. 11 de câte 3. Nu știu dacă confund eu ceva, dar nu cumva și sus am făcut 8 plus 3? 8 plus 3, da. Dar de ce am zis noi 12 acolo? 8 plus 3 fac 11, Măriuca. Ai dreptate. Da. 11, Măriuca, ai dreptate. Și 4 de 2, de ce am zis 3 de 3? 4 de 2. Deci 8 de 2 și cu 4 de 2, 12 era bine, Amărica. Că de 2, 8 de 2 și cu 4 de 2 fac 12 de 2. Ah, ok. Da? 12 de 2, tu ai altă distribuție, că ai avut mai mic. 12 de 2 plus 3 de 3 și în total numărul cănilor este acesta, 12 și cu 3, 15 căni. Și ne-au dus să vedem dacă la mine se duce. Deci 8 de 3 plus 3 de 3 plus 4 de 2 fac 11 de 3 plus 4 de 2, da? 4 de 2.
Ia să vedem ca număr. Ca valoare. 11 ori 3? 11 ori 3, 33. Da. Plus 8. Plus 8. Egal cu? Egal. Scuze. 41, nu? Da. 41, deci am epuizat și eu plicul de bun și soluția asta. Bun și soluția asta și ca număr de căni, tot 11 și cu 4 și pentru mine, tot 15 căni, așa cum ne-am dorit să avem și de data asta. Deci număr egal de căni. Problema este că și soluția a doua este o soluție corectă, presupune epuizarea completă a pliculeților și numărul de căni este, pentru soluția a doua, 15. Pentru soluția a întâi, numărul cănilor a fost 16 plus un 16, că 16 ai făcut tu, 16 am făcut eu, iar în soluția a doua a fost 15 căni. Erau 32 sus, nu? Poftim? La prima era 32, nu? Da, numărul total e 32 de căni. Okay. Egal 32 căni de ceai. Din coace am făcut 30 de căni în soluția a doua. Și acum să ne ducem la soluția a treia și ultima. Te rog să vezi distribuția. Soluția 3 egal. Pentru Maria. Pe culoarul lui Maria. Ce poți să-mi spui? 8 ori 2. Da, 8 ori 2. Plus. Plus. Unor. Ești la a treia variantă. Da. Plus unor doi, e o singură. Da. Unor doi. Și plus câte de trei? De trei. Cinci. Cinci de trei. 5 ori 3. Și să vedem calculul la cât ne duce. 8 de 2, 8 căni de 2 și una și o cană de 2, cât fac în total? 9 de 2. 9 ori 2 plus 5 de 3. Să lucrăm, să vedem cât ne dă. 9 ori 2 egal cu 6. Ce ai făcut că nu? Deci, 8 de 2 și cu una de 2 fac 9 de 2. Da. Plus 5 ori 3, ai spus. Ok. Acum calculul. Da? 8. Să vedem dacă ajungi la 33. 18. Da. Plus 15. Optsprezece și 15. Deci 18 plus 15. 3 minute. 33, da? 8 cu 5, 13, 1, 1, 2 cu 1, 3. Da? Deci... M-am blocat pentru că am crezut că eram la tine, dar nu eram la mine, scuze. Da. 8 ori, acum la Bubu. Acum la Bubu.
La bubulici. Da, bubulici, cum spuneți voi. Începem. 8 ori 3. 8 de 3, sigur că da. 8 ori 3. Plus. Aceeași variantă de la soluția 3. E comună. 5 ori 3. Plus 5 ori 3, corect. Plus 5 ori 3. Și plus 1 ori 2, nu? Mm-hmm. Și este egal cu? 8 și cu 5. 8 și cu 5, 12. 13. Pardon. 13 de 3. 13 ori 3. Și plus 1 ori 2. Dar neapărat să mai zicem 1 ori 2, dacă putem să zicem 2. 1, 1, din cauza, ca să număr cănile. Așa este 1 și cu 13 căni, fac 14 căni, ca și la tine. Ai înțeles de ce zic 1 ori 2? Da. Din motivul de a număra cănile. 1 ori 2 fac 2, sigur că da. Dar eu asta urmăresc. Cum zic 13 aici de 3, fac 39 și cu 2, fac 41, sunt fericit. Iar numărul cănilor care mi-a zis și mie aici, pe culoarul ăsta, sunt 13 și cu una 14 căni. Da? 14 căni, cum de fapt se află și la tine, 9 și cu 5, tot 14. În final am reușit să răspundem la întrebare cu numărul de data asta egal de căni, epuizând toate plicurile, 41, iar numărul cănilor este de data asta 14.